bună ziua! Ne vedem la o gimnastică de dimineață, gimnastica de înviorare. Am uitat să vă prezint munca mea de o lună și ceva, mă apropii de 2000 de pagini. Aici ies două cărți, asta înseamnă psihicul cu fizicul. Trebuie să îți întărești sănătatea e cea mai bună. Deci, când faci gimnastică, nu o faci pentru altul, o faci pentru tine. Cu sportul sprângezi viața 20-30 de ani. Da? Iar renunță la tutun, iar renunță la băutură, iar renunță la cafea, mai ales acum că spumpe, pensiile sunt mici, bani nu sunt, păi îți rup de la gură. Pui aici să mănânci, ca să bei sau să fumezi sau să bei cafea? Nu. Și atunci, repliază-te. Când nu-i târziu. Să știți că o să vă dau și rețeta de a face o carte, rețeta de a face o invenție, nu? Rețeta de a face sport. Uitați-vă la mine, am un set de exerciții pe care le fac
Le mai schimb pe aici, pe acolo. Să știți că unde fac, să nu pară o monotonie asta. Păi nu se pare că ți-ai cap, hard discul, ți-ai programă să faci antrenament. Vinzi în transă sportivă, o jumătate oră și asta e. Te duci la servici, te pregătești înainte mental, nu ai nicio problemă. Dar te duci fără ca ce o să iei, fi, nu merge înainte și totul trebuie să fie calculat, robotizat în ghilimea. Nu merge. Dacă nu reziști, care e problema? Și v-am zis, antrenamentul să fie frumos, în camera ta să nu mai vine nimeni, faci antrenament, n-ai nevoie de spectacol. Ca să fii cu mintea pe exercițiu, știi? Mie la început când vă prezenta fău, îmi venea greu, că nu eram obișnuit cu întrerupere. Acum, da. Trebuie să fac și pe asta. Mi-am propus o idee, trebuie să duc până la capăt. Într-o idee trebuie să crezi, dar să crezi în ea. Și cu ce te alegi? Păi că mai fac și eu, poate, 1000 sau 10.000 de români ca să facă gimnastică în fiecare zi, iar alții 10.000 mai captează și ei. 100.000, 200.000, ca să fie românul puternic, sănătos și putere de muncă. Ăsta-i scopul. Și bun știi ce ți-e. Păi trebuie să fii setat pe lucruri bune. Da? Dumnezeu mi-a dat tot ce am vrut. Dau și eu. Să dai mai departe, să împrăști. Da? Am făcut cărți. Sunt cărți știința de a face cărți. Știința de a face invenții. Nu? Să dai, să dăruiești și tu. Dumnezeu mi-a dăruit mie mai mult decât am vrut, iar vă dăruiești și eu mai departe. Prin Dumnezeu să faci totul. Nu? Sunt ortodox pentru alții. Deci nu sunt, nu sunt potriva altor religii. Doamne ferești, nici n-ai voi. Eu ca lui n-am voie să am treburi cu astea. Adică? Da, ai studenți de tot felul de religii. Trebuie să impun o ortodoxie.
Deci, vreau să vă determin pe cât mai mulți să vă bucurați de viață. Yeah. O să spui, bine, mă scol de dimineață, fac fresh, dau la păsări, la animale, mă duc să mă relaxez cu o suică. Și asta e viața, zic. La omul care nu e educat să facă sport, nu e educat în ce sens? Mă scol de dimineață, dau mâncări la păsări, la animale, da? Mă duc la servici ca să duc bani în casă sau sunt pensionar. Atunci, da, pot să mă duc să-mi alt job, mai fac ceva. Păi și asta e viață, da. Doi, mă duc, am mâncat dimineața, micul dejun, mă duc într-un parc sau mă duc într-o pădure, mă duc să mă încarc energetic, mă duc într-un lan de grâu sau de porumb, acolo este liniște, fain, energie pozitivă, merg, deci fac gimnastic, văd verdele pentru ochi, este ca oxigenul pentru plămân. Deci este un mod de a trăi, nu? Mult mai plăcut. Ești tot timpul lucid, simți că trăiești, sau îți iei undița, te duci la pescuit într-o baltă, nu? Te relaxezi, liniște totală să fie, nu? Fără să fie gălăgie sau unii cu radiocastofoane sau muzică dată la maxim, că mai multe ce există. Și al doilea, tu ca bărbat trebuie să muncești, să aduci chiar dublu bani în casă ca să-ți ții familia. Să spui, da, dar mi-ajunge mie și la soție pensiile să muncească. Păi dacă poți, muncește. Munca te înmobilează. Nu? Vă spun toate, nu? Toate la timpul lor. Muncind, faci performanță fără să vrei. Vine de la sine performanță. Te cartelezi, îți impui ce să faci cu ajutorul creierului și dacă aici te gândești fiecare zi la targetul respectiv, nu așa posesiv, vreau aia. Așa, la modul mă reamintești și o să vezi că ți-ai atins targetul fără probleme. Nu? Nu depinzi de nicio de exterior, de n-ai nicio treabă. Nu?
Deci, totdeauna asta o să fie chemare pentru voi. Faceți mișcare, faceți gimnastică în fiecare zi, în afară de duminică. Chiar dacă faceți 4 gimnastici, nu 6, pe săptămână, nu e problemă. Faceți 4 și foarte bine, dar să le faceți și să vreți să le faceți. Pune ce pe greutăți, că asta cresc mușchiul. Mai este și o treabă, să crezi în ceea ce îți impui. Adică, dacă nu crezi că mușchiul ce aduce sănătate și voie bună, asta înseamnă că ești pe un nivel energetic de joasă energie, n-ai cum să ajungi la fază superioară. E prea mare distanță. Stai acolo unde e jos. Dă-i cu șperla, dă-i cu cafeaua și dă-i cu de toate. Că ți-o faci singur cu mâna ta. Da? Ajungi la nivelul inferior, la superior, prin voință. Dă-te sus, sus, să ajungi. Nu? Și să fugi de oamenii needucați, niște beciși, bătut de soartă al lui Dumnezeu, oameni pesimiști, să fugi de pesimiști. Pesimismul atrage mai energie negativă. Am văzut în ăștia, nu dau 2 lei pe ei. Pleacă de nou. Trebuie să discuți numai cu oameni optimiști, oameni care gândesc frumos, nu? Vorbesc frumos, se cenzurează, umblă curat, și la minte, și la fapt. Păi nu. Restul fugi de oameni după stratul jos, fugi. Tu trebuie să fii pe sus. Ca să fii sus, urcă, 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 urcă până ajungi aici. Nu te coboră mai jos. Că pleava te duce în jos. Ce să înțelegi de un bețiv în aur? El trece la șpăl. Cât e bea, cât e 100 de grame de suică, bea câte, bea un kilogram de vot quadrat, îl duce la vale. Ăla nu rezistă mult. Îl ia cu coasa repede.
v-am spus, mai există cazuri excepționale. Sunt unii oameni care poate să bea, să fumeze și sunt tari ca un tauri. Sunt tari ca tauri, puternici. Aia sunt distrați, sunt excepții de natură, aia n-ai să le faci. Nu? Dar mă refer la om obișnuit. Doamne ajută, vă dea Dumnezeu sănătate.